O să putem direct să ne votăm alesul nostru, o să fie fiecare raion o să aibă deputatul său și o să putem pe nume, prenume să-l votăm. O să avem de la cine cere și pe cine responsabiliza. O părere negativă față de votul uninominal. De atâta eu s-o cot că asta așa, politica vorbește, lucrurile astea foarte frumos, dar un om simplu niciodată n-a să-și permită ca să-l elibereze pe deputatul care nu-i place. Și să fac lucruri foarte urâte care nu trebuie să fie. Fiecare cetățean știe să-și aleagă candidatul său, știe persoana concretă și cred că aceasta va influența pozitiv asupra dezvoltării societății și persoana care vom alege o ne va îndeplini sarcinile propuse în fața noastră. Am o părere negativă. Trebuie să fie ales de popor, orice deputat sau orice persoană care să fie la răspundere. Pe partii bun, pe alt partii rău, pentru că noi avem o circunscripție tot Moldova și cum rămâne Transnistria, asta e. Părere că în partid n-au ce face și fac diferite legi, numai să le convină lor. De popor n-au grijă, lor să le fie comod. Votul uninominal? Cred că e bun, dar nu în timpul de față. Când se va mai stabiliza un pic situația, pe mai târziu. Știu numai cât mi-a adus lista și mă rogat să mă escalesc să pot să votez, să propun să votăm pe cine doresc eu să zicem din lista care eu o cunosc. A să-i cumpere cu picioc cum eu cumpără și pește din partide și tot așa e și mă degeaba să cheltuie o grămadă de bani.